Pentru cei care doresc să urmeze o carieră în Poliția Română, s-a anunțat oficial faptul că au fost scoase la concurs 1238 de posturi de agent și ofițer de poliție, precum și de personal contractual, prin încadrare directă din sursă externă. Înscrierile pentru posturile de polițiști se fac până la data de 6 septembrie 2024, ora 16, inclusiv în zilele nelucrătoare. Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile acțiuni, cazier judiciar, statistică și evidențe, cercetare și prevenirea criminalității, comunicații și informatică, criminalistică, financiar, învățământ, investigarea criminalității economice, logistică, operațiuni speciale, ordine, pregătire profesională, psihosociologie, resurse umane, reținere și arestare preventivă, rutieră, secretariat, documente clasificate și arhivă, precum și transporturi. Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de participare, documente necesare și modalități de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe portalul Hub de Servicii Publice la adresa hub.mai.gov.ro recrutare anunț. Pentru posturile de polițiști în perioada 18-27 septembrie 2024 se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice în funcție de posturile scoase la concurs, dacă este prevăzută o astfel de probă. Ulterior, la data de 5 octombrie 2024, va fi desfășurată proba scrisă susținută printr-un examen tip grilă.